Bine v-am găsit! În epoca sa, Eminescu a fost cunoscut în primul rând ca jurnalist, ca unul de top, poate cel mai important al acelor ani. Un jurnalist incisiv care pleda pentru cauza națională în orice situație. Puterea lui de influență a fost foarte mare, dovadă că de opiniile sale țineau seama atât cei care conduceau țara, dovadă că și-a pus în cap Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Țarist. Pe lângă activitatea sa de jurnalist, el a fost și un pionier al sociologiei, teoria sa numită Statul Organic, fiind preluată mai târziu de Mihail Manoilescu, unul dintre cei mai mari economiști români și fost guvernator al Băncii Naționale, în ceea ce s-a numit Noua Teorie a Protecționismului Economic Internațional, teorie care a stat la baza dezvoltării economice accelerate a Braziliei în urmă cu nu foarte multă vreme. Împreună cu jurnalistul și scriitorul Miron Manega, director editorial al revistei Certitudinea și purtător de cuvânt al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în acest episod al serialului Viața lui Eminescu, varianta necenzurată, vom contura profilul său de jurnalist și sociolog. În episoadele trecute am mai discutat despre debutul său jurnalistic. Acum, într-un episod dedicat cu totul acestui aspect, dar și aspectului de sociolog pe care avem motive să îl definim pe Eminescu, o putem lua de la început, însă acolo unde am dezbătut pe larg anumite aspecte, mai punctat, mai succint. Să reamintim între spectatorilor când a debutat Eminescu și care a fost traseul său jurnalistic. Cu precizarea că acea carte a lui Mihail Manoilescu se numește Noua Teorie a Protecționismului și Schimbului Internațional. Așa. Revenind la Eminescu, jurnalistul Eminescu, s-au făcut multe comparații între poezia lui Eminescu și jurnalismul lui Eminescu și presa pe care o practică Eminescu. Nu există comparație, pentru că nu se pot compara două lucruri fundamental diferite. A fost la fel de mare ca jurnalist, cum a fost ca poet, poet universal. Probabil va fi și recunoscut la un moment dat ca, nu știu, poate primul poet universal ca valoare. Eu cel puțin nu am întâlnit în poezia lumii și am cam citit-o pe toată, în zona de expresie cosmogonică, versuri, cum am întâlnit în Rugăciunea unui dac, Scrisoarea întâi, La steaua sau Luceafărul. Nu există atâta expresivitate, nici în Lermontov, nici în Pușkin, nicăieri nu există, nici în poezia franceză, asta ca o paranteză. Ca jurnalist, Eminescu și-a manifestat toate celelalte aptitudini, cum să zic eu, semnificative. El ca jurnalist a fost și antropolog, și sociolog, și istoric, și analist politic, și analist economic. El în presă s-a manifestat. De asta este foarte important, pentru că este fundamental pentru presă și pentru sociologie, de exemplu, în același timp. Ca sociolog, este autorul conceptului de patologie socială, care îi se atribuie, a cărei paternitate se atribuie lui Émile Durkheim, fondatorul școlii franceze de sociologie. Dar el și-a scris cartea Principiile sau regulile sociologice, ceva în genul ăsta, în 1914. Eminescu a vorbit despre patologia socială și a și definit-o încă din 1880. Deci cu 14 ani înaintea lui... Nu, cu 1980, ai spus în 1914, a publicat... În 1914, 1800... Sunt 34 de ani. Deci sunt 30... Păi dacă în 1900... Nu, am greșit. Deci în 1894, Eminescu a scris asta cu 14 ani înainte, într-un articol din Timpul, care chiar așa se numea. Patologia societății noastre. În afară de asta, el ca politolog, un colaborator al Certitudinii, spunea că este doctrinarul temelii al politologiei românești, perfect adevărat, mai ales că aici a aplicat o strategie, observă Ioan Roșca, pentru că de el este vorba, el a scris acest articol, o chestie extraordinară pe care nimeni n-a sesizat-o până acum. Dacă Eminescu doar ar fi scris ceea ce gândea și n-ar fi avut unde să publice, aflam noi după 130-140 de ani ce deștept era Eminescu și iată ce scria. Dar el avea nevoie să se exprime public, avea nevoie de un suport și atunci s-a folosit de oferta pe care i-au făcut-o conservatorii. Eminescu n-a fost conservator, n-a fost nici liberal. Iarăși mai fac o paranteză. El a constatat că există, exprimat în textele lui, două tipuri de valori într-o societate. Valorile conservatoare, care țin de structura statului și de menținerea statului, întărirea statului ca atare, și valorile liberale, care sunt individuale și aparțin, deci, unui om din societate. Excesul de valori conservative sau conservatoare poate duce la osificarea statului, semnalează Eminescu, iar excesul de valori liberale poate duce la dispariția statului, la disoluția statului. O conducere, cum să zic, înțeleaptă a unui stat, a unei țări, este aceea în care aceste două tipuri de valori sunt ținute în cumpănă. Asta este în esență teoria statului organic a lui Eminescu. Acum, revenind la asta, cum îi zice, la sociologul Eminescu, este foarte ciudat că nu este recunoscut și nu e considerat ca atare în facultățile noastre de sociologie. Este undeva, dar la și alții. Ori contribuțiile lui sociologice sunt colosale. Iar ca doctrinar al politologiei românești, iată teoria statului organic, pe care în 1932 un discipol de-al lui, un mare admirator, economistul Mihail Manoilescu, preia și incorporează în teoria, Noua teorie a protecționismului și simbolului internațional, această doctrină, această teorie, care este tradusă în 1932 în Franța, în mai multe limbi, printre care și în portugheză. Este preluată de brazilieni, care la ei acasă o transformă în curs universitar, iar în anii 70 ai secolului trecut în program economic. Și zicea Jose Heronimo Moscardo de Souza, mulțumesc statului român, cu ocazia primirii titlului de doctor honoris causa în 2003 din partea Academiei Române, a rostit acea frază care mie mi-a dat de gândit, mulțumesc statului român și domnului Eminescu, pentru că datorită lor Brazilia a avut cea mai mare creștere economică din lume. Am căutat mai departe și am descoperit un alt interviu în care el detaila și spunea lucrurile pe care le-am spus eu acum, cum a preluat teoria lui Eminescu, a incorporat-o în teoria lui, iar astăzi Mihai Eminescu și Mihail Manoilescu sunt considerați fondatori ai Braziliei moderne. Lucrurile astea ar trebui să fie predate la noi, în școlile noastre, chiar și la gimnaziu. Dacă alte țări ar avea personalități cu un impact atât de puternic în istoria altora, ungurii, de exemplu, oare ce ar face din acest privilegiu? Sau mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu România dacă această teorie a statului organic, gândită de Eminescu, perfecționată de Manoilescu, ar fi fost aplicată din 1990 încoace, în condițiile în care clasa politică românească, și vorbim despre toate partidele parlamentare care au ajuns la butoane în acești 30 de ani, n-au făcut decât să distrugă, să vândă pe nimic, să compromită, să forțeze milioane de români să plece peste hotare. Eu sunt sigur că această teorie a statului organic, gândită de Eminescu în urmă cu 140 de ani, raportat la anul la care suntem acum, ar fi reformat România din temelii. Iată acești oameni, mulți dintre ei sociologi, care nu-l recunosc pe Eminescu sociolog, dar care este recunoscut de un stat, Brazilia, care este cât Europa de mare, da? O fac. Dar Eminescu, din păcate, este indezirabil pentru mulți filfizoni care bântuie posturile TV și tot felul de instituții ale statului român cu titlul de politolog, sociolog și așa mai departe și care în realitate nu creează nimic. Ei sunt niște papagari care repetă niște lucruri pe care le-au învățat în stânga și în dreapta, sunt incapabili să vină cu soluții inovatoare, dovadă că România de astăzi este foarte departe de potențialul pe care îl avea. Dar ne oprim aici cu revolta noastră firească față de această clasă, nu numai politică, și intelectuală a României post-decembriste, care este penibilă din multe puncte de vedere, și să ne întoarcem la Eminescu jurnalistul, pentru că până la urmă Eminescu jurnalistul a făcut ca statul român din acea vreme și imperiile care aveau interes în România, liberalii, conservatorii, toate direcțiile politice din România să-i dorească dispariția fizică, pentru că el, Eminescu, așa cum ai spus tu, nu a fost nici liberal, nici conservator, dovadă că teoria statului organic cele două tipuri de valori. Combină valorile respective, da? Deci el nu a fost doar conservator, doar liberal, el a luat ce era mai bun. Și el a fost întotdeauna loial, dedicat interesului național, indiferent de cum bătea vântul în țară. Acest lucru i-a fost fatal, dar aceștia sunt stâlpii de rezistență ai oricărui neam. Cei care stau în bătaia vântului, nu se apleacă și punctează, ca să zic așa, ca într-un tratament de acupunctură, destinul unei țări și îl face să nu moară de tot, să poporul ăla să supraviețuiește prin acești oameni. Dar este un fenomen ciudat care se întâmplă. Astăzi am avut o întâlnire cu marele savant român Denis Buican, autorul bionoseologiei și al teoriei sinergice a selecției multipolare. E în toate dicționarele, în toate dicționarele franceze. Doar el și asta cum îl cheamă, Emil Racotă, Emil Racoviță, asta cum îl cheamă, Coanda nici nu figurează, dar ei doi figurează în toate dicționarele franțuzești și internaționale. Dar în sfârșit, asta e o altă. El a sesizat în teoria lui, în biognoseologie, dar și în cealaltă, că în biologie cel puțin, dar și în societate, nu supraviețuiesc exemplarele cele mai puternice, ci cele mai adaptabile. Care, în sfârșit, dacă trebuie să faci mici, să fac mic, dinozaurii au ajuns niște șopârle, dar cei care dau reperele evoluției sau identității unei specii și chiar unei specii sociale sau unei specii etnice, sunt cei puternici, doar că ei sunt sacrificați. Da. Întotdeauna. Mihai Viteazu, de exemplu, dacă era mai adaptabil, probabil ar fi trăit mult. Dar noi nu știam cine a fost Mihai Viteazu și ce a însemnat el. Deci ne lipsea dacă era adaptabil, un reper. Nu s-a fi făcut unirea și nu s-a fi întâmplat alte lucruri în acea vreme. De, așa și cu Eminescu. El s-a opus frontal, a devenit reperul nostru, dar a fost sacrificat. El probabil și-a însușit sau a făcut-o în cunoștință de cauză, pentru că m-a apucat să spun la început. S-a folosit de una din părțile pe care le contesta, cei care i-au pus la dispoziție un ziar. Bun, hai să vorbim așa. El a lucrat la ziarul Timpul, care era deținut de conservatori. Da. Da? Și în scrierile lui se lupta cu cei de la putere la un moment dat, care erau liberali, care aveau altă presă. Da. În același timp, Eminescu lovea și în interesele conservatorilor, pentru că el era El lovea în clasa politică în integralitatea ei. Conservatorii aveau nevoie de el în lupta cu liberalii. Deci chiar dacă strângeau din dinți și le cădea greu. Pentru că el îi pleznea în articolele lui și pe ei îi călca în picioare. N-aveau ce să zică, pentru că n-aveau un luptător mai bun. Și erau în opoziție. Bun, ce s-a întâmplat când conservatorii au ajuns la putere? Când conservatorii au ajuns la putere, l-au eliminat. Pentru că Eminescu, în data aceea, de 28 iunie 1883... Bun, când au ajuns conservatorii la putere? În ce an? Păi în 1800, cam atunci, în perioada... A fost perioada de înțelegere a Imperiului Austro-Ungar cu conservatorii, de fapt. Dar pentru asta era nevoie să-l potolească pe Eminescu. Așa cum de asta și cum a trimis Petre Carp de la Viena, mai potoliți-l pe Eminescu odată. Asta era marea problemă. Iar conservatorii deja nu mai aveau Imperiul Austro-Ungar, nu mai aveau nevoie de Eminescu. Deci Mauru și-a făcut datoria, Mauru poate să moară. Și Eminescu a fost înlăturat, nu direct fizic, pentru că îl transforma un martir și devenea mult mai puternic. Cu imaginea unui martir nu mai poți lupta. Toată povestea acelei zile dramatice din 1883 o să o discutăm într-un alt episod, când vom intra în toate detaliile acelor momente, contextul geopolitic, situația din țară, evenimentele concrete, unde a fost Eminescu, unde l-au prins și l-au băgat în cămașă de forță și așa mai departe. Toată mistificarea legată de... Nu o să intrăm acum în detalii. Acum căutăm să doar punctăm aceste aspecte, dar căutăm să atingem traseul lui jurnalistic. Începutul jurnalistic al lui Eminescu a fost unul de mare impact. A publicat 3 articole în ziarul Federațiunea din Pesta, cu un impact uriaș asupra, la nivel de... Deci Pesta fiind orașul care s-a unit cu Buda și a creat capitala Ungariei de astăzi, Budapesta. Dar în acel moment, în ziarul deținut de niște patroni români din Pesta, aceste articole au fost publicate. Ultimul dintre ele, care se numește Echilibru, a fost o radiografie dură geopolitică. A Imperiului Austro-Ungar. Consecința acestor articole scrise sub un pseudonim, din câte știu eu, a fost aceea că ziarul a fost închis pentru o scurtă perioadă, patronii au fost arestați și cercetați. Eminescu nu era acolo, l-au urmărit, nu l-au găsit. A fost la, deci asta a fost la Berlin, pe urmă întâi la Viena, încerca să ajungă la Viena, nu l-au găsit. La Berlin la fel, nu l-au putut. Deci vezi, aici pare așa un cerc închis. Deci la ce vârstă s-a întâmplat asta? La 20 de ani. La 20 de ani Eminescu scrie 3 articole care creează nemulțumiri uriașe în Pesta și în Imperiul Austro-Ungar. Iar la 33 de ani, la 13 ani mai târziu, în 1883, articolele sale, care în decursul timpului au creat mare deranj în Imperiul Austriac, duc la ordinul venit din Viena, prin gura lui Petre Carp, executat de agenții intereselor externe din România. Chiar așa și prietena lui Eminescu, pentru că asta s-a întâmplat. Deci iată, după 13 ani, interesele Imperiului Austro-Ungar se impun, iar Eminescu este eliminat din viața socială. Sunt 13 ani în care Eminescu a creat o influență foarte importantă. Sigur că în acești ultimii 2 ani, 82-83, se pune la punct, așa cum am vorbit într-un alt episod, se creează societatea conspirativă Carpații, din care Eminescu face parte, al cărui obiectiv era să aducă Transilvania la țara mamă și membrii visau o Dacie mare. Iată cum se leagă lucrurile, iată cum destinul lui Eminescu, jurnalistic, de la 20 de ani, ce vână de jurnalist a avut și așa, dacă la 20 de ani, când alții, inclusiv eu, nu știu în ce situație erai tu, Eram cu alte gânduri, nu aveam responsabilități prea multe, nu ne gândeam la probleme care țin de destinul unei națiuni și așa mai departe, decât așa, poate tangențial. Ne uitam după fete. Da? Iată, Eminescu supără un imperiu. Ca să nu mai vorbim de ultimul articol al lui Eminescu, pentru că a fost perioada aia în care... Asta în 1889. 89, în anul morții. În ianuarie, el venise în 88 în București, a scos Fântâna Blanduziei, iar în ianuarie publică acel articol prin care aproape a dărâmat guvernul. Guță Vernescu a vrut să-și dea demisia, Petre Carp l-a potolit, era un guvern de coaliție, un fel de USL, l-a potolit, i-a spus că articolul l-a scris Eminescu, ăsta și-a retras demisia, a fost un scandal mare în presă, presa s-a amuzat copios pe seama, dar vreau să zic, Eminescu, în anul în care el practic nici nu mai era considerat valid mental, vine în București, se apucă de presă și mai dă o lovitură. Ultima lovitură înainte de a dispărea definitiv și din presă și din viață. Bun, și atunci ne întrebăm, pentru că sunt o serie de agenți ai sistemului, să-i numesc eu, care vor să ducă în derizoriu orice idee care ar pune în discuție o conspirație, o intenție clară de a-l elimina pe Eminescu din viața socială. Să ne gândim doar atât. În 1883, el este eliminat din viața socială în aceea zi în care este desfințată societatea Carpații și în care se fac arestări, da, e un aspect. Da. Iar în 1889, a doua lui eliminare, care a mers spre eliminarea fizică completă, vine după ce el din nou apare în presă și bulversează scena politică românească. Cum am putea să credem în condițiile în care Imperiul Austro-Ungar îi dorea moartea și neantizarea, Imperiul Țarist îl vâna, liberalii urau, conservatorii l-au eliminat și îl urau la rândul lui. Ungurii îl urau. Ungurii urau. Titulescu a dovedit nenumărate situații și în episodul în care să vorbim despre eliminarea lui fizică, atunci o să discutăm și despre ce a făcut Titulescu și care este responsabilitatea lui în această direcție, da? Te referi probabil la Maiorescu. Pardon, Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, da. Îmi cer scuze. Așa. O să vedem că în realitate el a deranjat pe toată lumea și că este în logica lucrurilor că această toată lume l-a dorit eliminat și că au fost niște actori care au pus în practică un scenariu, pentru că el, având această prezență extrem de importantă în presa zilei, era foarte cunoscut, nu putea fi împușcat, pentru că îl transformau în martir. El trebuia discreditat până în punctul în care lumea să râdă de Eminescu, ca dovadă că în 1889, când s-a scris acel articol și Petre Carp a dezvăluit că este autor Eminescu, s-a făcut bășcărie în presă, păi iată, i-a păcălit. Nu, n-a fost așa. Deci, după părerea mea, nu a fost ridiculizat. S-a întâmplat ceva mult mai perfid. Autoritatea lui publică a fost transformată, distorsionată, este transformată în milă publică. Nimeni nu l-a... Deci el era foarte iubit. Nimeni nu l-a condamnat că a avut sifilis, dar el n-a avut sifilis. Deci oamenii au înțeles chestia asta, dar forța lui de jurnalist nu a mai... A fost stinsă în această milă publică care l-a... Au reușit să nu-l transforme în martir în acea vreme. Da. Și l-au izolat, că pare o chestie grozavă. Și Eminescu, marele poet, toți spuneau că era marele poet, dar până atunci nu știa nimeni că e poet. Doar Protipendada știa ce poet valoros. Și l-au înghesuit spre poezie care nu prezenta pericol pentru viața. Ceea ce este foarte interesant este faptul că, așa cum o să descoperim într-un alt episod, este că acea perioadă din 1883 până 1889, perioada în care a fost scos din viața socială, eliminat, ținut în umbră și în spitale și în sanatorii, este perioada în care au fost realizate multe dintre creațiile sale geniale poetice. Un alt aspect interesant despre Eminescu este că el în timpul vieții, cel puțin în timpul presei pe care a practicat-o la Iași, au fost trei etape. De fapt, trecând peste familia, unde el a debutat ca poetic. Perioada Budapesta sau de la Pesta, de exemplu, Federațiunea, perioada ieșeană și perioada bucureșteană de la Timpul. În perioada cât a lucrat la Iași, a fost acuzat că este filosemit și protector al evreilor, în curierul intereselor generale. Eminescu a trebuit să se apere și să explice, nu pe evrei apărăm, ci adevărul. Eminescu apăra adevărul, indiferent cine era beneficiarul lui. Iar, în altă parte, iar acum, în zilele noastre, este considerat antisemit, ceea ce este, trebuie să se hotărască până la urmă. O să căutăm să lămurim și acest aspect într-un episod al acestui serial. Ne oprim aici cu episodul Eminescu, jurnalistul și sociolog. Aș mai adăuga ceva. Ăsta e motivul pentru care Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România l-a ales ca reper fundamental al presei autentice, în tentativa noastră de a reseta demnitatea de jurnalist, de a o aduce la reperele care au făcut-o să contribuie la, la propășirea istoriei, la menținerea istoriei noastre în, pe direcția ei. Deci presa a însemnat ceva. Acum nu știu dacă mai înseamnă ceva, că o spun cu toată responsabilitatea, 90% din presa românească actuală este alcătuită din mercenari și ceea ce a căpătat denumirea, sintagma aceea de idioți utili. Jurnaliști care nu știu ce fac, fac rău fără să știe ce fac. Iar celălalt sunt mercenari. Dacă ne uităm la televizor, o să vedem care este accentul și amploarea știrilor pe care le vedem. Ne îndepărtează de lucrurile fundamentale, pentru că sunt lucruri grave care se petrec, iar exact acestea nu se sunt evitate. Am închis paranteza. Bun. Mulțumesc, rămâneți alături de noi. Mai sunt multe episoade pe care le vom realiza în acest serial. Toate cele bune!